Este mare tensiune, vreau să vă spunem, pe oriunde, este punctul culminant. Și acum, para papa și fie ce-o fi pentru toți cei 16 finaliști. Vreți să ne jucăm un pic cu cei din sală? Eu spun para papa, dar voi fie ce-o fi. Vreți așa? Colectiv, para papa. Și para papa. Acum, pentru toți cei aflați în camera verde, într-adevăr, fie ce-o fi. Cine sunt cei care dau note? Este momentul să anunțăm membrii juriului din nou, ca să aflăm și să se expună asupra concursului din această seară. Așadar, mai întâi membrii juriului își vor da notele, după care telespectatorii vom afla rezultatele televotului, după care vom afla care este unul din cei 24 în general, care va pleca fie pe jos, fie la volan, fie cu avionul la Viena. Dați un search pe Google și veți afla cât durează. Eu v-am simt spus asta tensiunea acum, un pic mai sus. Foarte mare. Trebuie să recunoaștem, avem și un public minunat, un public extraordinar. Acum facem legătura cu membrii juriului, pe care îi salutăm din nou, îi resalutăm. Așadar, vrem să știm unde pleacă notele. Vă aducem aminte, 7 puncte fiecare deja le-a dat, urmează să anunțe notele maxime 8, 10 și 12 puncte. Așadar, Vlad Costandoi, bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Vreau să spun că am avut parte de o finală diversă ca prestații, ca piese și ca show-uri. Pot să spun cu certitudine că toți interpreții care au participat astăzi în finală sunt talentați și dacă ar fi și mi-ar permite regulamentul, cred că le-aș pune la toți punctajul maximum. Din păcate, regulamentul nu permite. Da. Și punctajul meu de top arată în felul următor. 8 puncte merg spre Eduard Romaniuta. Zece puncte merg la Valeria Pașa. 12 puncte sunt pentru Diana Brescan. Mulțumim lui Vlad Costandoi. Iar acum suntem curioși să aflăm care sunt notele lui Andrei Sava. Bună seara! Azi suntem mai mulți membri ai juriului. De ce voi fi mai spartan? Show-ul a fost într-adevăr extraordinar. Eu aș zice că în concurs adevărat au fost interpreți extraordinari buni, dar după show zic că ar fi, nu știu, mi-ar place mie să mai fie și câteva voci din cei care au fost în show de azi. Acum, punctajul pe care l-am pus eu. Deci 8 puncte pentru Sunstroke Project. 10 puncte pentru Diana Brescan. Și unicele 12 puncte pe care pot să le pun azi sunt pentru Eduard Romaniuta. Mulțumim din suflet. Eu din start aș da 100 de puncte publicului de aici din sală. Bravo! Următorul membru al juriului, Serge Chino, bună seara! Bună seara! Deci, o să fiu iarăși un pic mai critic, dar prestațiile de azi pentru mine nu chiar au fost impresionante și aș spune că este loc pentru mai bine. Serge, și tu deja ești foarte viral pe internet, astfel încât poți să spui orice ai vrea acum. Da, deci în semifinale unii erau mai buni decât acum. Și vreau să spun o chestie, cu mare credit, dar spun aceste rezultate. 8 puncte merg către Sunstroke. 10 puncte merg către Dana Marketan. Și iarăși, cu mare credit, 12 puncte merg către Miss M. Mulțumim, Serge!
Iar în continuare vom afla notele oferite de Zinuța Julea. Bună seara! Bună seara, Zinuța! Bună seara, bine v-am găsit! Vă mulțumim foarte mult pentru show-ul din această seară, care a fost unul superb. Noi de aici am simțit toată energia pozitivă care v-ați tărăduit dumneavoastră să ne oferiți și sperăm din suflet că și cei care s-au aflat în fața marilor ecrane ne împărtășesc aceleași emoții. Topul meu arată în felul următor. 8 puncte pleacă pentru Sunstroke Project. Descoperirea concursului Eurovision din acest an pentru mine a fost Misem, care primește 10 puncte. Și nu în ultimul rând, 12 puncte acord lui Eduard Romaniuca. Cu felicitări! Începe a deveni fierbinte acest top. Deocamdată este un început de top. Nu uitați că intră în ecuație și voturile telespectatorilor, televotul, care așa, sunt dar foarte importante. Puțin, puțin mai încolo. Aveți răbdare, aveți răbdare. Simțim cum se zbate inimile mai tare și mai tare. Dumitru Miller, bună seara. Bună seara, bună seara. Deci, nota 8 pentru Doinița German. 10 puncte pentru Eduard Romaniuca. Și 12 pentru Marcel Roșca. Mulțumim! Și care vor fi notele lui Iurie Badicu, aflăm imediat. Bună Cel seara. Care sigur vine cu o poezie, eu sunt sigur că colegii mei de jur au vorbit sigur. Puțin, Sergiu, bună seara, pentru bună faptul seara. Că eu am câte ceva de spus. În plus, am o datorie față de tine, trebuie să-ți dau o notă și iată ți-a venit rândul. Opa. Ai avut o prestație foarte bună, de aceea eu m-am gândit să-ți dau două note. Vor fi dar să le mănânc la școală. Va fi fa și sol, deci fa sol. Și îți doresc ca pe parcursul întregilor săptămâni de post aceste fa sol să te însoțească mereu. Mulțumesc, Iurie, mulțumesc. Aș mai vrea să felicit Televiziunea Națională cu această inovație, acest soft care ne permite nouă, membrilor juriului, să spunem lucrurilor pe nume, să ne vadă și să vadă și telespectatorii cine și pentru ce, pentru care prestație pun note, astfel încât totul să fie transparent și lumea să știe cui să pună întrebările după asta. Felicitări, Moldova 1. Mulțumim. Poate mulțumim. Ar fi cazul ca unele instituții de stat sau, mai știu eu, și guvernamentale, să ia exemplu de la acest moment pentru exemplu de transparență. Transparență în procesul decizional. Este foarte important că lucrurile se mai întâmplă pe la spate și noi aflăm peste 2, 3, 4, 6 săptămâni. Se uită la noi acum și membrii guvernului și parlamentarii. Asta e. Haideți să trecem la topul nostru, dar dacă mai permiteți, vreau totuși să mulțumesc din suflet pentru cei care au făcut un recital de minune în această seară. Elena Venitsky, impresiv Flight Orchestra și toți cei care i-au unit muzica, Dara, Tania Cerga, Natalia Barbu, Acord, Black and White, Ala Donțu și Roman Bordei, vă felicit, ați făcut o prestație foarte bună, am ținut pumnii, ați cântat fastuos ca niște vedete internaționale, dar v-ați închinat modest ca niște dansatori din ansamblu Joc, vă felicit. Și notele maxime. Notele maxime. 8 puncte merg pentru ținută aplomb și perseverență în muzică, Valeria Pașa. 10 puncte merg pentru un nume nou în muzică care și-a stabilit stilul, adică a devenit un brand și un stil. Stilul Stella Boțan, 10 puncte. 12 puncte cu felicitări merg către Eduard Romaniuca. Vreau să vă rog, dragi telespectatori, să nu uitați, este 50-50, 50% decide juriul, 50% decid telespectatori. Victoria Tkacenko, bună seara, vrem să vă ascultăm. Bună seara! Cui dați notele maxime? Bună seara, Sergiu, bună seara, Olivia. Topul meu arată în felul următor. 8 puncte pentru Eduard Romaniuca. 10 puncte pentru Miss M.
Și ținând cont de faptul că suntem mai și mai aproape de Viena, ich gebe 12 puncte to Sunstroke Project. Danke, danke, Victoria. În continuare aflăm punctajul oferit de Adrian Beldiman. Bună seara! Bună seara, Adrian! Bună seara, Olivia! Bună seara, Sergiu! Așadar, felicitări tuturor! Mulțumim! M-au impresionat, în primul rând, show-ul realizat de Tania Cergă, Natalia Barbu, Dara și formația Cord. Sunt bravo! Și să trecem la note. 8 puncte pentru Valeria Pașa. 10 puncte pentru Danu Năzdrăvanu, Serj Cuzencov. Și 12 puncte pentru Eduard Romanita. Mulțumim! Iată că ucraineanul este deocamdată pe locul întâi. Vă mai aduc o dată aminte, este vorba doar de votul juriului. Cele 50% deocamdată sunt în umbră, sunt necunoscute. Și ne ținem suspans deocamdată. Pentru toată lumea sunt necunoscute. Pentru cineva deja sunt cunoscute, pentru că de mult a fost stop televot. Așadar, Victor Buruiană, bună seara! Bună seara! Bună seara. Încă o dată felicitări organizatorilor, pentru că mulțumim. Niciodată încă nu a fost la televiziunea noastră atât de frumoasă imaginea, atât de frumos decorul și atât de frumoși prezentatorii. Cred că mulțumim. Cele mai înalte laude aș putea să le acord, dar nu prezentatorilor. Mulțumim, ca niciodată. Mulțumim. Acum, cât privește concursul, îmi pare foarte rău să o spun, dar pentru că am văzut toate etapele, după părerea mea, astăzi concursul a fost cel mai slab, adică interpretarea a fost la majoritatea concurenților mai slabă decât cea din preselecții sau din etapele semifinale. În conformitate cu asta și gândindu-mă la ceea ce piesă și cum ne va reprezenta la concursul de piese de la Eurovision, notele celelalte le vedeți pe ecran, iar cele care sunt cele mai mari, următoarele. 8 puncte pentru Dana Machitan. 10 puncte pentru Diana Brescan. Și 12 puncte pentru Valeria Pașa. Mulțumim frumos pentru anunțarea punctelor. Iată și Gloria se bucură de rând cu toată lumea. Iar în continuare vom afla ce puncte a oferit Ghenadie Ciobanu. Bună seara! Bună seara, domnul Ciobanu! Bună seara! Și eu am avut o mare plăcere și vă felicit pentru această prezentare și pentru prestanța pe care ați avut-o. Mulțumim. Vreau să spun că eu am apreciat în primul rând, referindu-ne la Sound Contest, am apreciat în primul rând compozițiile și le-am raportat la acest nivel pe care îl vedem și la formatul Eurovisionului, la nivelul internațional. În primul rând vorbim despre originalitatea și acestor compoziții și, bineînțeles, profesionalismul la toate compartimentele elementelor muzicale. De aceea, notele mele sunt următoarele. Dana Machitan, 8. Diana Brescan, 10. Și Valeria Pașa, 12. Mulțumim din suflet. Și acum dați-mi voie să vă spun ce cred eu. Eu cred că cel care urmează este cea mai frumoasă voce pe care a avut-o țara noastră vreodată. Este părerea mea subiectivă. Puteți să mă bateți, puteți să nu mă bateți, dar eu așa cred. Ștefan Petrache, bună seara! Bună seara! Bună seara tuturor! Mersi foarte mult, ai fost lăudat destul, eu nu mai îndrăznesc să o mai fac. Ești mulțumesc chiar. Doar după ne mai batem, deși eu sunt cam mai ușurel decât Natal. Cu plăcere am să mă bat cu dumneavoastră. În primul rând, mulțumiri organizatorilor, pentru că înțeleg foarte bine din experiențele mele că o asemenea muncă este foarte grea și am să încep cu cele triste. Îmi face impresia că dacă aveam un pic mai multe părăluțe, probabil că show-ul ar fi fost mult mai interesant și din punct de vedere tehnic,
și din punct de vedere a ținutei scenice, mă refer la vestimentații, dar cel mai important lucru pentru mine, cel puțin ca muzician care m-a întristat de-a binelea, au fost aranjamentele. Eu înțeleg că Eurovizionul are, nu știu cum, niște clișee deja bine formate, dar oricum vreau să spun autorilor și aranjatorilor și sponsorilor și toată lumea care este implicată. Fraților, am mai spus-o de multe ori și cu multe ocazii, nu poți face muzică numai cu doba, cea mare, bocica, așa, și bas. Mai amintiți-vă că sunt o sumedenie de instrumente extraordinare. Eu, de pildă, auzeam vreo 562 de viori câteodată în aranjamentele respective, dar n-am avut fericirea. Altceva, planul 2. Ce aș propune eu? Dacă sunt acolo, trebuie să facă ceva. Ca pușca din scena teatrală. Dacă este undeva în cui o pușcă, trebuie mai devreme sau mai târziu să împuște. Sau să stai să mimezi bateria sau basul sau o chitară, nu are niciun rost. Și în sfârșit, cei care au fost frumoși, buni de tot, dansatorilor le-aș propune să înceapă gesturile, mișcările, paurile, dar neapărat să le aducă până la un bun sfârșit, adică să nu se oprească cumva stingheriți sau poate, nu știu cum, închistați, rezervați vis-a-vis de propria lor prestație, pentru că ar putea să fie mult, mult, mult mai interesantă și mai frumoasă. Nu vă mai rețin și acum notele. Eu am fost invitat să-mi spun ce cred, așa încât dacă sare cineva la bătaie, păi după. 8 este pentru Marcel Roșca. 10 este pentru Serge Kuzenkov, care mi s-a părut că prestația dânsului s-a apropiat foarte mult de ceea ce se cere pentru Eurovision. Și 12, Valeria Pașa. Mulțumim maestrului. Seară frumoasă! Seară frumoasă și dumneavoastră. Vă mulțumim, rămâneți alături de noi. O clipă, mai cred că e greșeală. Cei mai fierbinte încă urmează? Și cum a decurs votul juriului, ne spune Carolina Hanganu, notar public, bună seara! Cum? Bună seara! Serge Kuzenkov 10, am spus 8 și 2. Dacă ne auziți, Carolina Hanganu, notar public, vrem să aflăm și corectitudinea voturilor membrilor juriului. Domnul Petrache, acolo continuă să... Păi cum să anunț? Așa cum e în... Cred că este... Ce înseamnă să fii obișnuit în viața cu microfonul? Să joc clipă numai. Eu îmi cer scuze. A intervenit o gafă precizare de-a mea. Tocmai lângă notar sunteți, astfel încât poate fi... Deci, trebuie să rectific. Eu am anunțat corect. Marcel Roșca 8, Serge Kuzenkov 10 și Valeriu Pașa. Ori, atunci când am scris, mi-am permis să greșesc. Adică s-a întâmplat. Și reiese că Serge Kuzenkov este cu 8, Marcel Roșca cu 10 și Valeria Pașa cu 12. Așa. Greșeala mea aparține, eu îmi cer scuze în fața tuturor. Vă zic slavă Domnului că aveți notarul alături de dumneavoastră. Doamna Hanganu, totul e în regulă? Păi eu știu, m-am așezat aici. Minunat. Bună seara, okay. Doamna Hanganu. Am vrea să vă auzim, cel puțin bună seara, să ne spuneți. Bună seara. Cum a decurs votul juriului? Foarte frumos, într-o atmosferă frumoasă și caldă și foarte calmă. Vrem și vreau să știm despre corectitudine. Au dat dovadă de corectitudine, profesionalism și cred că vreți să mă întrebați dacă au fost imparțiali sau nu. Au fost cu siguranță imparțiali. Vrem să vă spunem că aveți un sacou extraordinar. Mulțumesc, mă strădui. Felicitări. Rămâneți Mulțumesc. Alături de noi, dragilor, scumpilor. Acestea au fost voturile membrilor juriului. Hai să trecem prin aplauze la ceea ce înseamnă tensiune maximă. Vedem pe ecrane tabelul cu notele juriului. Dar nu înainte de a anunța publicitate.
maxime în acest kilometru pătrat al televiziunii naționale. Doamnelor și domnilor, în aceste momente vom vedea tabelul cu notele juriului afișat spirite pe ecran. Spirite foarte încinse, haideți să vedem ceea ce am anunțat înainte de publicitate. Așadar, tabelul cu voturile juriului, chiar acum, la ecran. Vedeți care sunt primii 3, primii 4, primii 5, primii 6, dacă vă interesează. Celelalte 50%. Valeria Pașa este prima în acest clasament. Ceea ce urmează, dragi prieteni, oriunde ați fi, este definitoriu pentru cel care va pleca la Viena. Haideți să facem liniște absolută. Camera verde tace de mult. Pentru că voi sunteți niște calculatori extraordinari de rapizi. Așadar, dragi prieteni, chiar acum, pe ecran va apărea tabelul cu televot, ceea ce au votat telespectatorii. Chiar acum. Și vedem că primul este Eduard Romaniuta, cel care era pe locul 2. Așa, și haideți să vedem tabelul sumar, tabelul sumar, tabelul sumar, chiar în acest moment. Tabelul sumar, 50 cu 50, 100% din voturi, juriul și telespectatorii, chiar acum. Așadar, câștigător este Eduard Romaniuta. Iată tabelul cu notele finale. Tabelul cu notele finale. Așadar, toți cei care se află aici, în aplauzele dumneavoastră, haideți să-l chemăm aici, în scenă, toată lumea aplaudă! Pe cel care va reprezenta țara la Eurovision Song Contest la Viena, Eduard Romaniuta! Este rezultatul votului tuturor. Așadar, Eduard, mai aproape de noi. Felicitări. Bună seara! Bună seara, felicitări! Mulțumesc! Felicitări, nu plecați departe, cât mai în față, cât mai în față! Did you expect this? Yes, in my thoughts, in my dreams. Deci era oarecum pregătit în visele lui, în gândurile lui și cu susținerea telespectatorilor, dar și cu voturile juriului. Iată-l pe Eduard Romaniuta, ambasadorul, un ucrainean, ambasadorul Republicii Moldova la Viena, Austria. Doamnelor și domnilor, partenerii generale, amintim, sunt ai proiectului, sunt Banca Comercială Moldova, Groinbank și operatorul de comunicații mobile Unite 3G. Iar în această seară, seara finalei, au venit cu premii speciale pentru învingătorul concursului Eurovision 2015. Îl invităm în scenă pe domnul Serghei Cebotari, președintele Băncii Comerciale Moldova Agroinbank. Domnule Cebotari, bună seara! Luați un microfon de la Eduard. Bună seara! În primul rând vreau să spun că am avut un show extraordinar cu sunet, lumini, efecte speciale și aici vreau să vă zic că acest concurs în acest an a ajuns la un nou nivel de calitate și vreau din numele întregii echipi a Moldova Agroinbank să felicit toți cei care au participat în acest concurs. La fel vreau să felicit organizatorii acestui concurs, Moldova 1, și să le mulțumesc pentru o frumoasă colaborare pe parcursul acestui concurs și, nu în ultimul rând, vreau să aduc sinceri felicitări câștigătorului din această seară, în acest concurs, și eu sunt convins că dânsii, întreaga echipă ne va reprezenta țara noastră cu demnitate la Viena. Iar pentru ca să aibă un frumos succes, trebuie și un sprijin. De aia eu vreau din numele Moldova Agroinbank să vă mânez acest certificat cu suma de 3.000 de euro și aceasta vă dă posibilitatea acest certificat să primiți un Mastercard Gold
Deci, în baza acestui certificat, deoarece noi nu știam cine va fi câștigătorul și de aia noi am elaborat acest certificat care dă dreptul de a primi acest MasterCard Gold. Felicitări, udace vam, чтобы вы представили нашу страну на высоком уровне. Mulțumim! Mulțumim! Mulțumim, domnule Cebotar! Mulțumim! Invităm acum în scenă directorul general MOL Telecom, Vitalie Iurcu. Bună seara! În aplauzele dumneavoastră, reprezentant al operatorului de telefonie mobilă Unitate 3G. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! În primul rând vreau să mulțumesc organizatorilor pentru un show formidabil. Cred că Republica Moldova în premieră a avut posibilitatea să privească un așa show bun organizat. Este ceva deosebit când Republica Moldova a fi reprezentată într-o reprezentant din țara vecină, dar în final a câștigat acela care a fost cea mai puternic. Și vreau să-i doresc din numele operatorului național ca să ne reprezinte cu succes țara și sper să intrăm în semifinală sau în finală, dacă finală, ca anul viitor reprezentantul Republicii Moldova în mod automat să intre să participe la acest concurs prestigios. Și din partea operatorului național, desigur, noi suntem operatori care prestează servicii telefoniei mobilă și cadonez o tabletă cu internet mobil inclus să privească și să ne reprezintă cu succes țara. Успехов тебе и Mulțumim, domnul Vitalie Iurcu. Eduard, now you should begin to learn Romanian. Right now, come today. Ok, felicitări, în aplauzele dumneavoastră. So thank you to everyone who votes and I promise that I will try to do all my best to not let you down and to bring this Eurovision into Moldova and to Chișinău to make it for you and for now for Ukraine. Thank you very much. Eduard, mulțumește tuturor și promite că va face absolut tot ca să aducă următorul Eurovision aici în Moldova. Eduard, ție îți lăsăm calea să te pregătești pentru încă o evoluare aici în scena Eurovision. Aici au fost ultimele clipe al celei de-a 11-a ediții Eurovision Song Contest. Așa este, mulțumim partenerilor noștri, operatorul de telefonie mobilă Unitate 3G și băncii comerciale Moldova Groenbank. Mulțumim și vouă, dragi telespectatori și drag public din această seară și nu uitați, imediat după final, vă așteptăm la o ediție specială post-Eurovision. Mulțumesc, Olivia! Mulțumesc, Sergiu! Mulțumim publicului, iar noi vă invităm să reascultați piesa câștigătoare. O seară frumoasă tuturor! Noapte bună!
the picture that you painted got me anticipating. Oh, oh, nothing can feel your thunder. Sky, when you pull me under. Cause you got what I want, what I want, what I want, what I want, what. Yeah, baby, let me show you. You've got.